Buzăul va îmbrăca de 1 decembrie haine de sărbătoare. Deja municipalitatea are în plan un proiect măreț care va scoate orașul din anonimat. Pentru prima dată în Buzău, pe principalele artere ale orașului vor fi arborate steagurile tricolore. Pentru un astfel de eveniment, primăria Buzău a achiziționat deja 800 de steaguri. Am cumpărat 800 de steaguri ale României și pentru prima dată vom avea pe principalele artere de Ziua Națională a României steagurile României. Suntem români și nu trebuie să uităm acest lucru, pentru că încet, încet ne pierdem identitatea, din păcate, și acest lucru nu este bine deloc. Surprizele oferite de administrația locală nu se opresc aici. Se are în vedere organizarea unui amplu spectacol pe platoul din Piața Dacia. După cum spun reprezentanții Palatului Comunal, pe scena ce va fi amplasată în centrul orașului, vor urca artiști români din toate regiunile țării, dar și din străinătate. De Ziua Națională, când vom avea, vom încerca un eveniment deosebit aici în Piața Dacia, în sensul în care vom avea cântăreți de muzică populară și formații din toate regiunile României, inclusiv din Ucraina, din Republica Moldova. Încercăm să aducem și din Voivodina, din Iugoslavie, fosta Iugoslavie. Bineînțeles, tot români, dar cetățeni sârbi, ucrainieni, moldoveni, inclusiv fanfara militară, pentru că este 1 decembrie. 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România în 1990, prin legea promulgată de președintele acelei perioade, Ion Iliescu. Ziua Națională a României a fost între 1866 și 1947, ziua de 10 mai, apoi între 1948 și 1989, ziua de 23 august. Alegerea zilei de 1 decembrie a făcut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918.